Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi am venit la Certejul de Sus ca să aflăm mai multe despre ansamblul folcloric Făieragul, un ansamblu tânăr, dar deja cu multe performanțe. De tineri entuziaști, iubitori de folclor și dornici să ducă mai departe tradițiile zonei, formează astăzi unul dintre cele mai tinere ansambluri folclorice din județ. A apărut pentru prima dată pe scenă în 2008 și de atunci a strâns deja destule trofee. Cum și când a luat ființă ansamblul Făieragul din Certej? A luat ființă în anul 2008, la 1 octombrie. Atunci am descoperit prima inițiativă, ca să zic așa, a unor copii care doreau să facă dans popular. Și am zis, bun, haideți să ne organizăm. Ne-am organizat. Am încheiat un parteneriat cu Palatul Copiilor din Deva, care are la conducere pe profesorul Dumitru Lasconi, care este un mare sprijin pentru noi. Deci am încheiat parteneriatul respectiv și am început repetițiile. Bineînțeles, am găsit un spațiu, pentru că la început a fost mai greu puțin, până când am descoperit toate necesitățile de care aveam noi nevoie și încet, încet am început repetițiile. La început au fost 12 membri, 6 perechi de dansatori, iar aceștia au învățat repede ce trebuie să facă, astfel încât, curând după înființare, ansamblul pleca deja în primul turneu. La o lună, cred că și un pic, am avut primul turneu. Și nu oriunde, ci peste mări și țări, să zic așa, am ieșit în Cipru. Am trecut Bulgaria, bineînțeles, România până la graniță, Bulgaria, am ajuns în Turcia, până la Tașucu, de la Tașucu am luat feribotul cu care am trecut în Cipru, la Edirne. Și cum a fost prima experiență în străinătate? Experiență foarte interesantă, vă dați seama că și pentru copii a fost o experiență de neuitat. Aceste lucruri sunt povestite chiar și acum de către ei. Au rămas cu amintiri foarte plăcute. Vă dați seama că unii dintre ei nu au posibilități financiare, poate, ca să facă astfel de ieșiri și de deplasări. Însă aceasta a fost o oportunitate pentru ei. Au avut lucruri de văzut, au avut oameni de cunoscut, pentru că ajungând la astfel de festivaluri, nu doar vezi un dans sau un costum, și și-au făcut prieteni. Copiii și-au făcut prieteni acolo, printre celelalte ansambluri cu care am intrat în contact. După Cipru, ce a urmat? După Cipru a urmat o serie de... Bine, am revenit în țară cu trofeul.
așa. Deci prima ieșire, primul trofeu. A, ieșire, primul trofeu, da. Vă dați seama că a fost o mare bucurie pentru noi și pentru copii și a fost o răsplată pentru efortul depus de ei. În primăvara anului 2009, deci după ce am văzut rezultatele obținute, am zis să organizăm un fel de selecție. Astfel am apelat la bunăvoința domnului primar de a ne pune o sală la dispoziție și nu-l amintesc întâmplător pe domnul primar Petru Adrian Câmpean, pentru că este un mare sprijin pentru ansamblu. E, am organizat o selecție, ne-au oferit dânsul un spațiu în care să facem selecția respectivă, s-au prezentat foarte, foarte mulți copii. După succesul răsunător pe care l-am avut în Cipru, am organizat selecția și din acel moment am început practic repetiția cu mai mulți copii, pentru că am rămas uimit, dar am întâlnit foarte mulți copii talentați și atunci am muncit cu fiecare, pentru că știți cum e, Dumnezeu împarte harul, poate nu la toți la fel, dar cu muncă și cu efort se pot obține rezultate extraordinare. Dintre cei de la început, cele 12 perechi mai sunt și acum? Dintre toți? Cele 12 perechi, în acest moment nu. Ei au dorința de a se întoarce pentru că unii sunt plecați la muncă, dintre fete s-au căsătorit, au copii, dar și-au exprimat chiar de curând dorința de a reveni, pentru că la noi tot timpul ușa este deschisă. Noi nu avem lacăt la ușă. Dacă a fost membru în ansamblu, oricând este binevenit, chiar dacă la un moment dat se căsătorește, are un copil, are o anumită perioadă de trecut, pe urmă se poate să revină oricând în mijlocul nostru. Dintre membrii actuali ai ansamblului, printre cei mai tineri este Flavius. El are 10 ani. Povestește-mi tu mie, Flavius, de cât timp ești în ansamblu? Sunt de 4 ani, am avut 6 ani și m-am descurcat foarte bine la dans. Și mama m-a dat la dansul folclor. Ce dans îți place ție cel mai mult? Pădurăneasca. La asta te pricepi și cel mai bine? Da. Andreea Ciobanu are 17 ani și este deja printre veteranii ansamblului. Colegii mei știam că mulți dintre ei sunt la dansuri și îmi plăcea și mie să dansez dansuri populare și atunci am zis că o să merg și eu la dansuri. Ești de aici din zonă? Da, sunt de aici din Certej. Și doar dansezi sau și cânti? Am în strigătură la dansuri, care aceea, în rest de cântat, nu doar dansat. Și câte dansuri știi tu? 5 dansuri. Sunt grele? După ce le-am învățat, mi s-a mai părut grele. La început, puțin. Ce faceți voi aici, e specific zonei sau nu neapărat? Nu neapărat. Dar ce mai faceți? Povestește-mi ce fel de dansuri învățați voi aici. Păi avem pădurenescul, crihalma, la băieți mai este bătuta, maramureșul, mai multe dansuri. Și ție care îți place cel mai mult? Crihalma, este specific fetelor. Și de ce îți place ție atât de mult? Pentru că îmi plac pașii foarte mult și strigătura. Și știi cel mai bine, cred. Da. Ai fost cu ansamblu și prin alte părți ale țării sau prin străinătate? Da, am fost și în Italia, la Iași, la Deva, Săcărâm, Certej. Și ce te-a impresionat la alte ansambluri pe care le-ai văzut la noi sau în străinătate? Mi-a plăcut și în străinătate alte ansambluri, dansul specific, strigăturile, dar îmi place și ansamblul nostru, dansul și strigăturile noastre. Care țară ți se pare că are o tradiție așa mai interesantă în ceea ce privește dansurile? Mi-a plăcut România, îmi place foarte mult.
Avem multe și noi specifice dansuri, fiecare zona a țării. Mi-a plăcut de italieni cum au dansul, Mexic. Tot de la colegi a aflat și Angela despre ansamblul Făiragul. La fel cum v-a spus și colega mea, tot așa am auzit anumiți colegi că spuneau că au mers la dansuri, s-au făcut preselecții și am vrut să merg și eu, pentru că îmi place foarte mult și am reușit să trec. Părinții tăi pe vremuri știau și ei să cânte, să danseze? Doar mama mea a fost dansatoare. Deci e o tradiție din familie. Da. Ce știi să joci, de fapt? Crihalmă la fete, Pădurenescu, Țarina. Sunt grele? La început mi s-au părut puțin grele, dar m-am obișnuit. Cât timp ți-a luat să înveți un joc din ăsta? Cam jumătate de an, o lună, cam așa. A durat foarte mult până ne-am învățat. Dar ce, nu știu, ce calități îți trebuie ca să fii un dansator bun? În primul rând trebuie să ai puțină de experiență, să-ți placă, în al doilea rând, și să faci ceea ce trebuie. Și ție îți place? Da, foarte mult. Ce înseamnă pentru tine să dansezi? Înseamnă foarte mult. Îmi place foarte mult să dansez, nu m-aș putea lăsa de dansuri. Tu unde ai fost cu ansamblul? Pe unde ai fost? Prin străinătate, prin țară? În Italia, la Iași, la Săcărâm, Certești. Cea mai interesantă experiență unde ai trăit-o? În Italia mi-a plăcut foarte mult. De ce? Pentru că am văzut anumite tradiții, sunt altfel decât la noi. La fel ca orice ansamblu care se respectă, cel de la Certej are și orchestră. Am aflat de domnul inginer Pipoș Constantin, un om cu un suflet mare, de Bogar Zorel, taragotistul ansamblului. Domnul, am omis să spun că domnul inginer Pipoș Constantin este acordionistul și conducătorul orchestrei, dacă vreți, micii noastre orchestre, pentru că e destul de mică, formată din trei instrumentiști. Deci taragotistul Zorel Bogar și mai apoi am aflat de Petru Cireș, care este contrabasist. Înainte nu exista în comună niciun ansamblu? Ei, au mai fost ansambluri, sigur că da, că au fost ansamblu exploatării miniere. El a funcționat atâta timp cât a funcționat și exploatarea. Domnul inginer Pipoș are o experiență destul de mare, de aproximativ vreo 50 de ani, pentru că dânsul cânta încă din perioada școlii, de la vârsta de 14 ani, atunci a început să activeze. Vechiul ansamblu al comunei a funcționat până la închiderea exploatării miniere din zonă în anul 2006, iar planul lui Vasile Stănășel este să îi readucă pe scenă și pe cei care au făcut parte din vechea trupă. Unii dintre locuitori sau părinții dansatorilor care sunt în ansamblu acum au fost și dansatori la vremea lor. Și și-ar dori să revină pe scenă. Este un microb care rămâne pe tot restul vieții. Copiii care fac parte din ansamblu, de unde sunt? Doar din Certej sau din întreaga comună? Sunt din întreaga comună, dar preponderent din Certej, pentru că e mult mai ușor pentru ei, e mult mai aproape de locul în care facem noi repetiții. Dar avem și din Nojag, avem și din Hondol, deci avem copii practic din... Repetiții cât de dese? Din Săcărâm, Bocșa, da. Repetiții cât de dese faceți? Facem repetiții de două ori pe săptămână. Facem repetiție marțea și joia. Sunt repetițiile pe care le respectăm cu sfințenie. Astea sunt zilele de repetiție la care nu lipsim. Atunci când avem spectacole, festivaluri sau alte genuri de manifestări, ne adunăm mai des. Și repetăm mai mult, sigur că da. Specificul ansamblului e pe dansuri? Da, este pe dansuri, da.
dans popular. Nu există și vocali. Ei au în dansurile lor, au și părți unde trebuie să cânte. Cum vă spuneam, vis-a-vis de selecția pe care am făcut-o, ei au fost aleși pe criterii de talent. Au avut anumite teste de trecut, de ureche muzicală, simț ritmic, o poezioară, un cântecel. Am urmărit la ei să aibă acel ceva care să-i pună pe scenă. Cu cine se lucrează mai greu? Cu băieții sau cu fetele? Se lucrează în egală măsură. Deci nu pot să spun că e mai greu cu fetele sau mai greu cu băieții. Acum, la băieți sunt anumite elemente cu dificultate mai mare. Acolo insistăm mai mult. Dar, cum este și Crihalma fetelor, care se mai numește și Feciorescu fetelor, au și ele elemente mai spectaculoase. Și atunci insistăm. Dar nu pot să spun că sunt sau se lucrează mai greu cu unii sau cu alții. Se lucrează în aceeași măsură și cu unii și cu alții. Se descurcă mai bine cei mai micuți care vin încă de mici sau cei care vin la o vârstă de 14, 15, 16 ani? Nu, cel mai bine se descurcă cei care au mai mult har. Dar, cum am mai spus, cu muncă poți dobândi sau poți să-l depășești pe cel care are mai mult har. Așa că, în privința asta, pot să vă spun că avem copii care au muncit și care au dat rezultate foarte bune și avem copii care, chiar dacă au avut har, am mai trebuit să-i mai tragem un pic. Dar lucrurile merg și funcționează bine. Dansatorii ansamblului uimesc publicul de fiecare dată când apar pe scenă. Dansul popular românesc este un dans spectaculos. Vreau să vă spun că am trăit niște momente de neuitat la festival, peste tot, la festivalurile internaționale pe unde am participat, dar în general în străinătate. De ce? Pentru că noi avem ritmul și melodicitatea și armonia mult mai bogată decât celelalte țări. Și am avut surpriza să ajungem în Italia. Probabil nu se așteptau să apară pe scenă Mexicul, care aveau niște costume, aș putea spune, mai de music hall, așa, mai degrabă decât de folclor. Și au intrat italienii pe scenă, au urmat ai noștri. În perioada asta, cât italienii erau pe scenă, toată lumea își făcea poze cu Mexicul. După ce au urcat ai noștri pe scenă, bineînțeles că s-au lăsat cu un ropot de aplauze, pentru că dansul este atât de spectaculos încât s-au ridicat în picioare și au venit mexicanii să-și facă poze cu noi. Deci a fost o chestie pe care nu o putem uita. Și ei au dansuri spectaculoase, însă nu au o diversitate atât de mare cum este la noi în România. În fiecare an, membrii ansamblului de la Certej sunt gazdele unuia dintre cele mai frumoase festivaluri de folclor din Europa. Noi chiar avem un festival mare aici la Deva. Primăria Certej se implică și face parte chiar din organizarea acestui festival, Festivalul Carpatica, ce are loc începe la Deva și se termină la Săcărâmb sau la Certej, depinde de an.
Cum a fost în acest an? Cum s-a desfășurat festivalul? Cum s-au simțit invitații, oaspeții, cum da, v-ați simțit voi? S-au simțit foarte bine. Totdeauna ne spun că suntem gazde foarte primitoare, suntem foarte ospitalieri. Au ocazia să vadă lucruri pe care la ei nu prea le văd. În sensul că atunci când se așează la o masă românească, nu uită. Nu uită, în sensul că avem ospitalitatea aceea caracteristică românilor și rămân foarte impresionați. Și la ei am fost la masă, ei sunt puțin diferiți în sensul ăsta, adică nu sunt chiar atât de inimoși, ca să zic așa, ca românii. Este Carpatica un festival renumit în străinătate sau nu a ajuns încă da, Italia este celor... Da, este un festival renumit, deja este un festival cunoscut. Vă dați seama că la acest festival participă anual 6-7 țări din afară, deci are deja o notorietate chiar și peste hotare. Da, are deja, a fost a 15-a ediție, vă dați seama că în 15 ediții în care aduci țări, deja devii cunoscut. Nu ca și coordonator de ansamblu, dar ca hunedorean. Vă aduceți aminte prima ediție a festivalului? Sau primele ediții? Da, da, mi-aduc aminte, eram mai tânăr și vedeam pe stradă parada portului popular, vedeam țările care își purtau drapelele, costumele, era varietatea aceea care îți încânta ochiul până la urmă, era o plăcere să-i vezi. Da, mi-aduc aminte. O noutate surprinzătoare pentru județul Hunedoara, cred că a fost. Da, da. S-a schimbat ceva? Din ce vă aduceți aminte primele ediții până la aceasta ultima de acum câteva săptămâni? S-a schimbat numărul de participanți. Sunt participanți mai numeroși acum. Bineînțeles, având un număr mai mare de participanți, modul de organizare al festivalului este diferit. Sunt lucruri care s-au schimbat în bine, sigur că da, pentru că totdeauna acest festival a crescut. S-a îmbunătățit de la an. Sigur că da, și domnul profesor Dumitru Lasconi, directorul Palatului Copiilor, este un om cu vastă experiență și care știe cum să organizeze. În perioada de vară, ansamblul Făiragul revine la treabă. Încep repetițiile și așteaptă spectacolele. Scena e doar a lor.